Doresc să dau citire din Cuvântul lui Dumnezeu, de la 1 Împărați, capitolul 19, pagina în Biblie 382. 1 Împărați, capitolul 19. De la versetul 1 în jos. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabie pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie și să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată sprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecărui din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un nenuper și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu mai sunt bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un nenuper. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți, până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Amin. Frați și sorori, iubiți prieteni, vă rog, îngăduiți-mi puțin ca să prezint trei adevăruri mari, importante pentru fiecare dintre noi, din pasajul din care am dat citire. Primul lucru la care aș vrea să atrag atenție este eșecul lui Ilie. 2. Intervenția lui Dumnezeu. 3. Reabilitarea lui Ilie. Haideți să vedem, pentru început, ce știm noi despre personajul acesta Ilie. Ce știm noi? Biblia ne prezintă că Ilie a fost un bărbat puternic. La rugăciunea lui s-au închis cerurile și n-a plouat. Un an, doi, trei. 3 ani de zile nu vine ploaie, nici rouă și o foamete totală în țară. Cine a putut face așa ceva? Ilie. S-a rugat să nu ploaie în cetate 3 ani și nu a plouat. Un om puternic. Puternică rugăciune. Însă apostolul Iacov ne spune că Ilie a fost un om supus aceleași slăbiciuni ca și noi. Dar s-a rugat să nu ploaie în cetate și nu a plouat. Frați și sorori, Ilie a avut slăbiciuni și totodată puternic. Ilie a fost un om slab și totodată puternic. Cum putem uni aceste două adevăruri? Când a fost Ilie slab? Înainte de rugăciune? În timpul rugăciunii? Sau după rugăciune? Și vreau ca să nu răspundeți. Ilie a fost un om slab și înainte, și în timpul când se ruga, și după rugăciune. Slab a fost Ilie tot timpul. Slab suntem noi tot timpul. Însă vine un moment în viața lui Ilie când Ilie pierde relația cu Iisus, cu Dumnezeu, și vine o veste din partea Izabelei, soția împăratului, o veste rea pentru Ilie și Ilie fuge și vrea să moară. Noi suntem ființe foarte slabe. Noi nu ne întărim după pocăință, noi rămânem la fel de slabi, la fel de predispuși spre păcat, la fel cu aceleași pofte. Însă
avem puterea prin Duhul Sfânt care ne-l dă Dumnezeu. Noi avem relație cu Dumnezeu și relația aceasta ne face oameni puternici, dar totodată slabi. Să nu uităm lucrul acesta. Ilie a fost un om slab și înainte de rugăciune, și în momentul când se ruga. Însă în momentul când s-a rugat, a avut relație cu Dumnezeu și a ținut strânsă relația aceasta. Însă trece o vreme și Ilie uită puțin de Dumnezeu. Și Izabela spune, voi face la fel cu viața ta cum ai făcut cu viața prorocilor. Și Ilie fuge departe în pustie și găsește un enuper și vrea să moară sărmanul la umbră și se așează sub enuperul acela și spune, destul, Doamne. Însă, Ilie fuge ca să-și scape viața și peste o zi spune, Doamne, vreau să mor. Vă imaginați un om disperat, un om fără nădejde, un om care pierde relația cu Dumnezeu, un om care ajunge în eșec, un om care a avut putere să se roage, să se închidă cerurile 3 ani de zile, ajunge într-o stare când fuge ca să-și scape viața și în drumul de o zi spune, Doamne, vreau să mor. Așa îți scapi tu viața? Vrând să mori? Da. Frați și surori, acesta este marele adevăr. Să nu pierdem niciodată relația cu Dumnezeu. Dragi copii, dragi tineri, frați și surori, acesta este adevărul major, adevărul mare. Să nu pierdem relația cu Dumnezeu. Pentru că ieri putem avea succes, iar mâine eșec. Pentru că pierdem relația cu Dumnezeu. Noi suntem slabi toată viața noastră. Noi niciodată nu vom ajunge să spunem, Doamne, am crescut, sunt un om puternic, mă descurc și fără Tine. Noi fără Dumnezeu suntem slabi, suntem predispuși spre păcat, spre slăbiciune și întotdeauna ne paște pericolul. Să nu pierdem relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu intervine în viața lui Ilie și îl găsește acolo în pustie, îl găsește sub tenuper, dormind și trimite un înger. Și îngerul se apropie de Ilie și îi spune, Ilie, scoală-te și mănâncă. Și mănâncă Ilie. Ilie bea apă. Și bea apă. Și Ilie se culcă din nou. De ce? Pentru că gândul lui e să moară. De ce a mâncat și a băut? Probabil să moară sătul. Ce se întâmplă cu Ilie? Ilie nu înțelege secretul. Ilie nu înțelege secretul. El are ideea lui centrată. Vreau să mor. Și se culcă din nou. Îngerul Domnului din nou îi spune, Ilie, scoală-te și mănâncă. Însă acum îl motivează și îi spune, tu ai de parcurs un drum și drumul pe care l-ai de parcurs este prea lung pentru tine. Prea lung pentru tine. De aceea mănâncă, bea și gândește că ai de parcurs un drum. Și Ilie mănâncă și bea și pornește la drum. Și cu mâncarea pe care i-a dat-o, puterea care i-a dat-o mâncarea aceea, a mers 40 de zile și 40 de nopți. Și ajunge la Horeb. Frați și surori, scumpă biserică, când nimeni nu-i pasă de viața noastră, de eșecul nostru, de deznădejdea noastră, există o singură persoană care-i pasă, Dumnezeu. Când suntem departe în pustiu, când suntem departe sub un enuper, când ne izolăm, când nu vrem să discutăm, Dumnezeu știe secretul inimii noastre și El trimite un înger ca să ne încurajeze și El trimite pe cineva ca să ne ridice din nou. Noi suntem o valoare în ochii lui Dumnezeu. Dacă credem că în jurul prietenilor nu avem acces, dacă credem că în familie nu ne înțelege mama sau tata, credem doar. Dacă credem că nu are rost să trăiești, există cineva, o persoană divină, Dumnezeu, care îi pasă de noi și intervine la momentul potrivit și ne încurajează și ne scoală și ne motivează și ne spune mănâncă, bea. Care este hrana noastră? Hrana noastră este Biblia. Foarte mulți oameni citesc această carte ca pe o carte de povești, ca pe o carte de întâmplări. Și spun că eu am citit de 2, de 3 ori Biblia. Nu se cunoaște. Ce se întâmplă?
Oamenii aceștia mănâncă așa cum a mâncat Ilie, fără motivație. Ilie a mâncat și a băut și s-a culcat din nou. Sunt oameni care citesc Biblia și se culcă din nou în păcat. Și iarăși continuă gândul lor. Și iarăși continuă viața lor fără Dumnezeu. Însă Biblia trebuie citită cu o motivație serioasă. Care este motivația noastră? Noi avem din parcurs un drum. Care este drumul acesta? Drumul creștinului se pornește de la cruce de la Golgota și se sfârșește în canalul ceresc. Pentru unii este de 10 ani, de 20 de ani, de 50 de ani, de 80 de ani. El este foarte lung, foarte lung. Ce carte ne dă putere ca să ajungem în Canaan? 80 de ani se trăiește pe pământ cu o nădejde că vei ajunge în cer. Care carte îmi dă siguranța aceasta? Care carte îmi dă puterea aceasta? Dacă rugăciunea este convorbirea noastră cu Dumnezeu, Biblia este răspunsul lui Dumnezeu pentru om. Și răspunsul acesta îmi dă putere. Îmi dă putere mie, unui om slab, unui om care adesea cade în eșec, unui om care adesea trebuie să vină cineva să mă reabiliteze. Trebuie să intervină Dumnezeu, trebuie să-mi dea putere, însă întotdeauna soluția lui Dumnezeu va fi aceasta: citește Biblia. Ilie, bea și mănâncă. Ilie, te motivezi. Tu nu ai înțeles corect. Tu ai băut și ai mâncat și te-ai culcat din nou, pentru că n-ai fost motivat. Acum te motivezi. Bea și mănâncă, pentru că ai de parcurs un drum. Ilie, nu uita de lucrul acesta. Frați și sorori, noi nu trebuie să uităm că în viața aceasta avem de parcurs un drum. Drumul credinței. Drumul spiritual. Drumul care duce spre cer. El este prea lung pentru puterile noastre. Mai mult ca atât, noi suntem oameni slabi. Ce putem face noi? Noi putem construi o casă. Noi putem câștiga niște bani. Noi putem ceva să facem pe pământ. Ce putem face pentru cer? Nimic. Însă Biblia este o hrană sufletească. Este hrana pentru sufletul nostru. Ea ne dă putere ca să ajungem în cer. Dacă o respingem, dacă spunem nu am nevoie de ea, dacă spunem, Doamne, am alte ocupații, am alte lucruri, eu voi ajunge un om mai slab, mai slab și într-o zi voi muri și voi ajunge la poarta cerului și nu voi avea putere să ajung în cer. De ce? Pentru că nu m-am hrănit cu Biblia, m-am hrănit cu tot felul de lucruri. Scumpă biserică, aș vrea ca în rugăciune în seara aceasta să-i spunem, Doamne, ajută-ne ca să nu uităm niciodată că Tu ai avut oameni ai Tăi, l-ai avut pe Ilie în Vechiul Testament. Ai avut un personaj cu numele Ilie, Te-ai folosit de el, dar într-o zi omul acesta pierde relația cu Tine și fuge speriat de o veste în pustie. Tu îl reabilitezi, Tu intervii în problemele lui. Tu îi oferi hrană. Doamne, Tu ne oferi această hrană și nouă. Ajută-ne ca să nu respingem niciodată. Haideți în seara aceasta să-i spunem lucrul acesta lui Dumnezeu. Pentru că și noi am ales acest personaj Ilie pentru că se aseamnă foarte mult nouă în slăbiciuni. Iar în putere, noi nu ajungem la puterea lui Ilie. Dar pentru că a trecut Ilie prin slăbiciunile prin care trecem noi, am ales ca să ne fie de încurajare pentru fiecare dintre noi. El a avut aceeași slăbiciune ca și noi, dar s-a confruntat cu alte probleme în vremea aceea. Noi astăzi trăim în veacul 21, ne confruntăm cu alte probleme, cu foarte diverse probleme, dar slăbiciunea rămâne aceeași. Și pentru că Ilie a fost un om slab, dar Dumnezeu l-a reabilitat din nou. I-a dat din nou slujbă, i-a dat din nou funcție, a ajuns din nou Ilie la Horeb, pentru că a ascultat de glasul lui Dumnezeu. Să ascultăm și noi. Nu vom pierde nimic. Întotdeauna câștigăm atunci când ascultăm de Dumnezeu. Am pierdut când am ascultat de prieteni, am pierdut atunci când am ascultat de o persoană de pământească care mai târziu a venit și a spus, îmi pare rău, nu am știut că va ajunge așa situația. Dumnezeu nu spune niciodată așa. El nu se greșește. Ce spune Dumnezeu se ține de cuvânt și știe, El face pentru binele sufletul nostru. Frați și sorori, pentru sufletul nostru nu este înțelept ca să ne hrănim cu Biblia, să ne hrănim cu ceea ce ne oferă Dumnezeu? Doar cu ea ajungem în cer. Vom ajunge în Horeb, vom ajunge la muntele lui Dumnezeu. Când? Când vom asculta, când vom împlini tot ce spune Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.